Vreau să spun câteva lucruri cu privire la această perioadă foarte frumoasă, numită Crăciun. Și eu, ca mulți alții, am sărbătorit Crăciunul până acum vreo 2 ani și eu ieșeam cu colindul până acum vreo 2 ani. În același timp ieșeam și la evangelizare, dar și cu colindul, pentru că de obicei cei care ies cu colindul înseamnă o evangelizare între ghilimele o dată pe an, care este foarte greșit. Până am ajuns la concluzia că este nebiblic, nicăieri în Scriptură nu găsim că ni se cere să sărbătorim o zi anume, pentru că dacă ar fi vrut Dumnezeu ca noi să sărbătorim o zi anume, n-ar fi dat ziua aceea. Este destul de evident pentru cei care sunt un pic deschiși și vor să cerceteze care este treaba cu 25 decembrie și vor găsi că încă dinainte de Domnul Iisus Hristos, pe 25 decembrie se sărbătoreau alți Dumnezei, ca să spunem mai clar. Cu toate că în noul creștinism i-au dat numele de Crăciun, înainte să sărbătoreau alți Dumnezei. Acesta este un obicei din păgânism. Dar, pentru aceia care sunteți creștini, vreau să vă întreb un lucru, înainte să spuneți, vai, domne, ăsta e un apoiat și așa mai departe. În Efesen, capitolul 5, spune versetul 10, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă o sândițile. Este evident că se poate referi la foarte multe lucruri, dar principiul este următorul. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Aș cerceta dumneavoastră. Dacă este plăcut înaintea Domnului, să bagi un brad în casă pe care să-i să pui lumini, sub care să pui cadouri, și unde să-i pui copilului tău cadouri și copilul tău trebuie să îngenuncheze. Și evident că el a învățat la școală această cântare care se cântă unui brad, o brad frumos cu cetina tot verde. Tu ești copacul credincios. Acesta este păgânism. Aș cercetat, doar vreau să vă, să, să vă pun această întrebare. Aș cercetat dacă este plăcut înaintea Domnului. Să ai un brad în perioada aceasta, în casă, în aceeași perioadă în care lumea face același lucru. Ieremia, 10. Așa vorbește Domnul: nu învățați calea neamurilor și nu vă temeți de semnele cerurilor, chiar dacă neamurile se tem de ele, căci obiceiurile popoarelor sunt deșarte. Un lemn este tăiat din pădure mâinile meșterilor îl lucrează cu securea, îl împodobesc cu argint și cu aur, îl întăresc cu cuie și cu ciocane ca să nu se clatine. Toți la oaltă sunt proști și fără minte. Știința idilor nu este decât de șertăciune, lemn. Aș cercetat, Doamne, e plăcut ca să fac și eu același lucru? Nu vă potriviți chipului veacului acestuia, Doamne! Prin faptul că eu am băgat bradul în casă. Oare mă potrivesc eu chipului veacului acestuia? Să-l luminez, să-i pun luminițe și să te pleci în genunchi. Pentru că știți, ca să iei un cadou de sub brad, cam orice ai lucrat pe lângă el, să-i pui luminițe, trebuie să te pleci în genunchi. E oare plăcut înaintea lui Dumnezeu să facem noi același lucru? În același timp, E oare plăcut înaintea lui Dumnezeu? Să învăț pe copiii mei să participe la o minciună, chiar dacă nu cred. Să participe la o minciună? Aici spune să nu luăm deloc parte la lucrările năroditoare. Întrebare, aș cercetat oare, Doamne, este aceasta o lucrare a luminii? Aceasta cu moș Crăciun? Pot să le dau voie copiilor mei să participe din această lucrare a întunericului? Dar ei nu consideră lucrarea întunericului. Ei fac poze cu moș Crăciun. Este o lucrare a întunericului, dar aici ne mai spune ceva. Nu numai că să nu luăm parte, să le osândim. Să spunem, nu, nu este bine, este păgânism. Este bine oare ca, virgulă, copiii noștri să participe la școală? Unde se cântă împreună, între ghilimele, despre Domnul Isus? Eu cred că nu. Pentru că prin aceasta dăm acceptul, sau prin aceasta noi spunem că lumea, da, ei, îl iubesc pe Domnul Isus. Pe când Scriptura spune pe mine, lumea mă urăște. Dragilor, punctul este următorul. Cercetăm noi să vedem dacă aceste lucruri sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu sau pur și simplu le facem pentru că le fac ceilalți. Și fără îndoială că ceilalți vor spune că suntem încuiați, că suntem din epoca de piatră, dacă nu vom accepta aceste lucruri. Problema este că frații noștri credincioși vor spune despre alți credincioși care nu sărbătoresc Crăciunul, care nu iau parte la aceste lucruri, vor spune că suntem din epoca de piatră. Nu cei din lume, chiar cei credincioși vor spune... Adică, tu chiar așa, cine moș Crăciun acesta de să nu-l vezi la tine în casă sau să nu participe copiii tăi la școală. Este o minciună. Și este o mare minciună. Scriptura ne spune clar. Și celor mai mulți dintre dumneavoastră, sunt sigur, sunt sigur că nu le place ce le-am spus și cu toate că nu le place ce am spus și nu sunt de acord cu mine, în același timp nu au cercetat. Să vadă dacă aceste lucruri sunt bune, sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu, să le practice, să le accepte și așa mai departe. Evident, sunt foarte multe lucruri de spus, dar, ca și părinți, noi avem datoria să cercetăm Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că ce îmi voi învăța copilul? Calea neamurilor? Calea lumii? Sau calea lui Dumnezeu? Este evident calea lui Dumnezeu este îngustă. Nu numai poarta este strâmtă. Poarta care este Domnul Isus. Mulți, așa zici credincioși, zic, noi am intrat pe poarta îngustă. Noi am intrat prin Hristos. Dar după aceea merg pe calea lumii. Fără îndoială că cel care a intrat prin poarta îngustă va merge și pe calea îngustă. Dar acelea care chipurile a intrat pe poarta îngustă și merge pe calea alată? Este o contradicție. De cât atât vreau să spun. Nu vreau să vă dau toată informația cu privire la ce e Crăciunul, ce nu e, cine ar trebui să-l sărbătorească, cine n-ar trebui să-l sărbătorească. Pentru că pentru mulți credincioși ar trebui să fie evident. Dar principiul este următorul. Cercetați dumneavoastră să vedeți dacă este bine să participați de aceste lucrări sunt oare aceste lucrări, lucrări ale întunericului sau ale luminii? Nu există un, un, loc neutru. Sunt ori lucrări ale luminii, ori lucrări ale întunericului. Nu există lucru neutru. Gândiți-vă la aceste lucruri. Dumnezeu vă va cere socoteală, ca și părinți. Vă va cere socoteală. Ca și părinți. Și în scriptură găsim destul de clar că ne este spus să învățăm pe copiii noștri calea Domnului. Prin aceste lucruri, voi care faceți așa, îi învățați calea lumii, nu calea Domnului. Nici să nu vă fie de mirare când vor crește că vor urma calea lumii.